DNA critică proiectul de ordonanță de urgență anunțat de ministrul Tudorel Toader privind modificarea codurilor penale. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție atrag atenția că printre propunerile de modificare cele mai îngrijorătoare se numără posibilitatea contestării deciziilor definitive pronunțate de completurile de cinci judecători ale Curții Supreme, în dosare care privesc membrii ai Parlamentului, miniștri și magistrați, chiar dacă a expirat termenul prevăzut de codul de procedură penală. Acest proiect de act normativ ar putea determina judecarea unui număr de 42 de cauze cu 330 cinci inculpați, față de care în alta Curte de Casație și Justiție, în completuri de 5 judecători, a pronunțat decizii definitive în perioada 1 februarie 2014-29 noiembrie 2018. Avertizează procurorii anticorupție, care mai susțin că o astfel de normă încalcă Constituția. În ce privește dezincriminarea abuzului în serviciu prevăzută de proiectul de ordonanță de urgență, DNA consideră că abrogarea acestei infracțiuni ar afecta în mod grav activitatea desfășurată de procurorii anticorupție, pentru că există peste 1200 de dosare în care a fost începută urmărirea penală pentru această infracțiune. De asemenea, procurorii anticorupție critică și posibilitatea reducerii termenelor de prescripție pentru anumite categorii de infracțiuni, atrăgând atenția că multe dintre dosarele aflate în instrumentare riscă să fie clasate.